Salutare lume și bine ați venit la un nou episod din GTA San Andreas. În acest episod o să facem misiuni de la mafioți. Da? Zarul ăla sau ce Dumnezeu ar trebui să însemne bitmap sunt mafioții. E mafia. Intensive care. Oi Rosie, liven yourself up. Carl's here. Hello. What's that? Hey, there's some top fanny down at that pool pub, Z. Leave it out, Dimlo. What's wrong with you? Well, are you going to tell him or shall I? I'm really screwed. Crack on, Rosie. Spit it out. I threw it all away. Okay. I had the power, the money, the ladies, but I couldn't lay off the blow. So I went into rehab, and everything went to shit. But so what? So when I came out, I started representing the Liberty City mob again. And that's how I ended up here. But no one family would trust another family to run the casino, so I was put forth as a neutral party. So now I spend my days waiting for one family to cap me and blame the other one. My only friend is a bird named Tony. I never fucked anyone over in my life who didn't have it coming to him. Shit, let me think about this. You're gonna have to break it down for me real quick. Okay, okay. The Sindacos are on the warpath. Okay, I mean, something terrible has happened to Johnny. I mean, he's in a shock-induced coma at the hospital across town. Now, the Ferrellis, they will take this opportunity to rub him out. Now, if any hit between the families succeeds on my turf, I will get the axe, bullet, machete, okay, whatever. Okay, relax. I'ma shoot over to the hospital and move the body or something. There you go, my love. Things ain't so bad, are they? Bada-bing! Da. So here I am, about to try and rescue some guy that's scared half to death. If he wake up through all this, I'm screwed. Pentru misiunea asta ar fi indicat o mașină rapidă, deci o mașină rapidă ar fi foarte indicată. Oh, uite, mergea Elvis Presley cu bunica sa. Sau măsa, ce Dumnezeu fi aia. Sir, can I help you? Yeah, I'm here to pick up Mr. Sindaco. Mr. Sindaco? There must be some mistake. An ambulance just picked him up. Oh, okay. Thank you for your help. Da. Și acum trebuie să-l găsim pe Johnny. Și ghiciți ce trebuie să facem? Exact, să vedem în care dintre ele este Johnny. Dar de ce dracu-mi sare în față dacă vezi că vin? Deci eu nu înțeleg AI-ul din jocul ăsta, cretin. Sau AI-ul cretin? Jocul e fain, dar still, AI-ul cam distruge tot jocul. Părerea mea. A, de unde dracu sunteți? Ok, acum mă duc pe aici. Înainte să scape, să scape dinghe. Deci faza cu ambulanța e foarte, cum să zic,
foarte random, la întâmplare, deci nu poți să știi exact care îi. Aia e faza nasală, deci ori din a doua oră, ori din a treia oară. Îți dai seama. Zici că ăștia merg cu un citinitorul când... Dude, era roșu. Uite-l. Haha. Oare fac ceea ce trebuie? Nu pot să... Stați, că știți care e faza foarte tare în jocul ăsta? Stați să vedeți. Dacă aș putea prinde... Ați văzut? S-a dat la parte, ca să mă lase să trec. Că zic că s-a ambulanța și că... Exact ca în realitate, da. Și da, ai mafia cretină, care s-a cam împroștit. Haideți, ajutați-mă! Mulțumesc! Și l-am dus pe Johnny. Hey Johnny, how you feeling? I didn't think he was gonna be discharged till tomorrow. $5,000. Și avem o nouă avem misiune de la Crash. O să mă duc să salvez. Ce tare e faza asta, frate. Cum se împroașcă toți în perete. Da, nie. Da. Ce deștept ai fost. V-am citit comentariile de data trecută, adică de la de la videoul anterior, adică acel video Hiroshima News, și chiar îs foarte, cum să zic, chiar nu mă gândeam că unii v-ați dori așa ceva și chiar mă bucur că ați avut curajul să recunoașteți. Și credeți-mă că nu e nimic rușinos să spui că a, vreau să fiu profesor, vreau să fiu preot, vreau să fiu nu știu ce, că în fond, fiecare vrea să fie cine vrea. De exemplu, unul a zis că vrea să fie kinetoterapeut. Wow, e foarte interesant. E greu, doar că, na, e interesant. Ok. Și da, dacă cumva dintre voi o să aveți probleme cu matematica, să mă întrebați, că dacă eu o să vă pot ajuta un pic... de ce vreau să o iau pe aici? Vreau să mă duc la Caligula, din nou. Na, fac altă misiune de la Caligula, fiindcă de ce nu? Excuse you! Ok, vreau să iau... armura și gata.
plecăm. Și încă un lucru. Dacă vreți să vă țin... nu prea pot să iau pe acolo, să pot. Fii atentu că pot. Holy shit. Ce vreau să vă mai zic? Dacă vreți, vă pot ține la curent cu tot ce este legat de Marea Britanie și dacă o să ajung acolo și când o să ajung acolo și toate astea. Deci dacă vreți, vă țin la curent. Dacă vă interesează, nu e faza că vreau să mă laud sau nu știu ce. Nu. Deci numai dacă vreți. Nu vă oblig, nu vă bag pe gât, nu nimic. Deci numai dacă vreți. Ok, și începem următoarea misiune. De la Caligula's. The Meat Business. Good doctor has revived the patient. Thank you, sweet thank as my you, son, thank sweet. You. So everything straight now? No, absolutely not. I'm still screwed. Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind. What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right. I need to get a grip. Take control. Yes, grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this town up. That's what I'm saying. So where we going? Details, details. Let's just get there. Rack 'em up, Macca. What's the matter with you? De ce l-aș duce la abator? Cred că o să fie o misiune. Okay, boss man, where to? We're gonna pay the Sindacos a visit. See how Johnny is. Win him over with some kind words during his convalescence. Well, yeah, sure. I can take you by there. I gotta get out of this game. Shit, my nose is pissing like a racehorse. That is really good stuff. Drive faster, would you please? Come on, come on, come on. What are you, an old lady? So you trying to get out? Yes, God, yes. I want to do something safe and legal and boring with people that like me. And have a wife and some kids and get divorced and fight for weekend access like everybody else. Nu știu, da. I'm just so tired of all this life and death bullshit. Shit's all down my damn shirt and everything. It's my best shirt too. Doesn't this shirt look good on me? Deci în episodul ăsta, în jocul ăsta, Ken Rosenberg e un drogat. În Vice City, dacă vă mai aduceți aminte, Ken Rosenberg era un speriat. Dar un pic mai încolo, tot în Vice City, se droga când cumpărai, când dacă ai fi cumpărat Clubul Malibu. Așa. Yuhu. Okay, let's get this over with. I'm the boss. I am the boss. I'm the boss. I am the boss. Yeah. Hai că o să fie ușoară misiunea asta. Sindaco abator. What's going on? Did you forget something? No, look. You go on in. I'm away. Look. You gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please. Please, please. Okay, okay, chill. Shit, this can't look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss! Nu știu, dar nu-mi place cum arată Ken în San Andreas. Mai mult îmi plăcea cum arăta în Vice City. Ken Rosenberg is here to see him? Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. So,
How's Johnny? He's doing much better. Huh. Yeah. He ate something this morning. Oh. Huh. Mm-hmm. Hey, Ken. Oh, my Christ's fucking thing. Ken, como stai? How you doing? Pretty good. And you? Still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea. Cool. And yeah. Who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh, oh my head. Oh, God. It's him. It, oh, my heart. My heart. Opa. Fucked up. Ha murit. Na, acum avem o problemă. Hai ca sa trecem si pe asta. Rosie. Car, ce Dumnezeu faci? Bine. Screw this. I'm gonna hide in the freezer. Oh, look, a gun. Yuhu! Așa. What did I say? What did I do? Nothing. My bad. Now take cover. Holy fuck! What is it about my life? Wow, abia am fost întins. Holy shit. Da. Well done, CJ. Yeah, what you gonna do next? Shit, this is insane. Now we get them coming. I'm never gonna trust you. Never, ever, ever, ever. Okay, you, it's clear. Așa. Wow, Rosie nu a fost atins de fel pururi. Oh, e cineva aici. Aha, te-am găsit. Ce crezi, că te-ai ascuns tu de mine? Toți martorii sunt morți. Și Rosie nu a pățit nimic. Ce tare! Hai! Hai, Rosie! Shit, we gotta get the fuck out of here! We need some wheels! Get me back to Caligula's! You calm down and follow my lead! Holy fuck, man! We work well as a team together, huh, CJ? You and me, you steal your license! Up. Nobody can stop us! Nobody in the world! Johnny's a done deal, and so is his gang. Too fucking right they are, dumb pussies. Oh, fuck, I'm screwed. I'm fucking screwed. What the fuck am I gonna do? Shit, shit, shit! You just gotta hang in there. Play it dumb. I'll figure out a way to get you out of this. Just drop me at the airport. Nah, man. They gotta think you dead. I'll think of something, I promise.
Deci, practic, trebuie să, după spusele lui CJ, trebuie să vedem cum îl facem pe Ken Rosenberg să pară mort? Nu asta a spus CJ. Ceva de genul, parcă. Whatever. Așa. Like you just been out for a relaxing drive or something. Calm. Yeah, calm. I'm calm. Real fucking calm. I'm calm, Mr. Calm. Mr. Calm. That's me, Mr. Calm. Dude. Ce e ăla? Dacă nu mă înșel, stați un pic. Oh, Mad Dog. Foarte tare misiunea aia. Dar, din păcate, nu pot să o lungesc prea mult. Deci, îmi pare rău, dar episodul următor o să fac neapărat misiunea de la Mad Dog. Am terminat cu mafia momentan. Uite că din nou am triade. Acum ce misiune avem la triade? Chiar curios. Și ce vreau să spun. Și e chiar interesant să vă citesc comentariile. Fiindcă, sincer, mie îmi plac foarte mult comentariile voastre. Și chiar e interesant să le citesc. Ha? Telefon? I know it's you, you stinking perro. Look, just say what you gotta say. I ain't interested in a stupid game. Stupid games? This is my heart you play with. What? Look, you... Damn. Gotta change my number. Doamne, Catalina, e așa o proastă câteodată. Dar cam asta a fost și pentru acest episod. Mulțumesc că m-ați vizionat. Nu uitați să dați like, comment, share și subscribe. Și ne revedem data viitoare cu ce mai avea chef să fac. În următorul episod din San Andreas să-ți fac neapărat misiunea de la Mad Dog, fiindcă îmi place foarte mult. Eu am fost Adrian și eu vă zic la revedere și o zi cât mai plăcută.